Carbone sau carbon găsim în carnea făcută la grătar. Carbonul nu poate fi procesat de către organismul uman, se duce direct în sânge și intoxică. Conform știrile ProTV.ro, gustul unic nu ne dă pace, dar gudron e interzis să consumăm. Ficatul uman nu știe ce să facă cu această substanță, în ciuda celor peste 2000 de reacții chimice pe care le realizează non-stop. În arsura de la grătar găsim hidrocarboni aromatice, policiclice, foarte toxice. Suntem adaptați să simțim ce e toxic. Simțim un gust amărui în dreptul arsurii de la grătar. Sunt și substanțe toxice. Gudromul se dizolvă ușor în alcool. Noi luăm gudromul și îl ducem direct la ficat. Ficatul îl aruncă în sânge pentru că nu are ce să facă cu el. Cantitatea de gudrom din sânge ajunge la organele responsabile de curățarea organismului, plămân, rinichi, ficat. Ficatul e reactor chimic, dar nu poate prelucra carbonul și cărbunele. În felul acesta nu apare gudromul. În marinată se pune optim lămâie pentru acidul pe care îl conține. Lămâia e recomandată și în salata de lângă grătari, ori direct pe felia de carne pusă în farfurie. Carnea conține fier hemic, ușor de folosit de către organismul uman. Chiar și așa, fierul se asimilează eficient în prezența vitaminei C. În salată puneți și pătrunjel proaspăt, frunzele cu cea mai mare concentrație de vitamina C, relatează știrile ProTV.ro.